Acum vom avea o ședință, cred că mai furtunoasă ca niciodată, pentru că suntem toți cu nervii la pământ. Ultimele zile n-am reușit, vă spun sincer, să găsim până la ședință o soluție de compromis. Sper să o găsim astăzi cu toții și să ne vină mintea românului cea de pe urmă și cea mai înțeleaptă. Noi plecăm astăzi la această discuție, însă cu ideea că ne-am asumat în fața milioane de români care ne-au votat niște lucruri și nu ne putem bate joc de acest vot. Și avem obligația ca astăzi, indiferent cât durează această ședință, să ieșim de aici toți cu același tip de mesaj și cu o soluție pe care să o împărtășim cu toții și să o îmbrățișăm cu toții. Nu altceva. Dacă e nevoie, vom sta și toată noaptea. Pentru că nu mai putem să ținem ședințe non-stop și să permitem în același timp să apară în spațiu public conflicte amplificate de 1000 de ori față de realitate și să nu mai reușim, pur și simplu, să gestionăm mesajul către românii în general. Ultimele zile au fost cumplite în sensul ăsta, pentru că la dumneavoastră în mass media au apărut tot felul de știri pe surse și mi-a fost inclusiv și mie imposibil să spun că nu se confirmă, pentru că au fost în avalanșe date. Au fost tot felul de declarații din partea colegilor mei și toate aceste declarații au trebuit să fie și ele comentate de către toată presa, de către toți deontologii, de către toți experții și așa mai departe, și lucrurile s-au înrăutățit. A curs cu scrisori și cu lor de poziții, cum n-am mai făcut niciodată așa ceva în partid. Cred că astăzi e obligatoriu, deci e obligatoriu să găsim soluția finală. Și eu intru acum în sediul nostru cu speranța că, deși ultimele zile n-au fost cele mai fructoase în ceea ce privește comunicarea noastră internă, totuși este să ne aducem aminte de zile când eram uniți, pentru că în opoziție PSD-ul și echipa de aici a fost extraordinar de unită. Și am reușit să convingem românii să ne voteze, am reușit să facem o campanie spectaculoasă și să arătăm și colegilor noștri socialiști din Europa cam ce scoruri poate să ia PSD-ul. Și nu vreau să-mi amintesc că ne era bine, așa, ca oameni, ca între noi, colegii, ne era mai bine în opoziție. Nu vreau să ajung la concluzia asta nici eu, nici ceilalți. Toate aceste zile am ținut legătura cu absolut toți, pentru că asta mi-este datoria în partid, să încerc să găsesc un echilibru, să strâng în mine lucruri pe care nu pot să vi le spun, nu pot să le spun, cu siguranță o să le spun aici sus, dar vă asigur că astăzi de aici, din sediul PSD, va pleca aceeași echipă pe care o știți în campania din 2016, adică uniți și fără capete tăiate și fără mari schisme, ca să zic așa. Lucrurile se vor reglementa aici între noi. Sunt așa de multe întrebări că nu știu la ce să răspund. Demiterea guvernului ar fi o sinucidere pentru PSD? Orice decizie se ia în sus aici va fi o decizie pe care ne-o asumăm cu toți. Și majoritatea o va impune. Astăzi vom juca pe acest tip de măsură statutară. Adică vorbim toți și fiecare punct se supune la vot. Majoritatea își asumă însă ceea ce votează și minoritatea își asumă că majoritatea a decis. Punct. După care toți vom ieși de aici cu decizia luată de către toți. Când am aplicat acest lucru, lucrurile au ieșit foarte bine. Care va fi propunerea dumneavoastră astăzi în CEX? Propunerea mea e cea de ultimele 4 zile. Că trebuie în primul rând să ne calmăm și să nu uităm că cu ochii pe noi acum sunt milioane de români și membrii noștri de partid și simpatizanții și cei care ne-au votat. Iar în ultimele câteva zile a fost o avalanșă de mesaje și de mereu că le-am primit și telefoane de la primarii noștri de municipii. Toată lumea cam cu un același glas. Găsiți o soluție, potoliți-vă și mergeți mai departe, că avem un an foarte greu de acum înainte. Și nu puteți să continuați așa. Și asta este. Până la urmă de această dată, cine este dracul care și-a băgat coada? Când am vorbit că dracul și-a băgat coada, vorbeam de incidentul trecut în care Grindeanu s-a trezit cu ponta la guvern și atunci lucrurile au luat o razna și am ieșit totuși bine din acest lucru, deși a fost caz unic un partid de guvernământ să facă moțiune împotriva unui singur om care se legase de scaun. Nu este situația acum. Dracu, eu vă spun sincer, simt totuși că de o perioadă de timp, statul paralel, oricum, pe lângă gard, pe sub gard, ne încearcă.
încearcă toate felurile posibile și imposibile. Cred că miza este PSD-ul însăși. Deci nu vor să spliteze sau să spargă PSD-ul. Pur și simplu cred că vor să pună mâna pe acest partid. Cine? Și atunci, se întăresc știrile astea pe surse și tot felul de detalii picante din viața interioară a partidului care au nicio legătură cu realitatea. Nu vreau să vă mai țin, că și stați în frig. Doamne, dar se țin acum de scaun, mai fi susținută în Parlament? Veți mai avea majoritate în Parlament dacă acest guvern va pleca acasă? Vom avea majoritate în Parlament sub toate formele. Schimbarea lui Mihai Tudose din fruntea guvernului este o variantă de compromis? Da, m-ați întrebat prea multe legate de schimbări de guvern, de schimbări de conducere de partid. Eu vă spun că astăzi vom lua decizia cu toții aici. Și fiecare coleg de-al nostru își asumă răspunderea în fața, pentru că sunt președinte de județe, și asumă răspunderea în fața colegilor din județe la modul în care votează astăzi și în fața electoratului de acolo din județul său. Cu siguranță azi va fi un vot foarte serios, cred că cel puțin pe 3 puncte, și vom ieși de aici cu o decizie finală.